Nu, domnul e progresist. La Vrancea, la Vrancea, la Vrancea se încaieră PNL-ul cu PSD-ul pentru că candidatul liberal la Consiliul Județean îl acuză pe rivalul PSD-ist că a intrat ilegal în secția de votare după închiderea urnelor. Dragoș Ciobotaru a chemat și poliția să intervină, priviți. Diferența dintre noi este câteva sute și acum domnul Halis, care s-a declarat un învingător, uitați-l în secție de votare, cum le ia la rând să iasă pasența. Haideți afară un pic, haideți afară, să dați o declarație. Atât dumneavoastră, cât și contracandidatul, să intrați în sală. Nu există, este interzis să intrăm în sală. Scoteți-l afară din secție. Nu înțeleg de ce nu se poate face. Nu se poate, n-avem voie în secție. Înțelegeți că eu n-am voie. Nu fac și eu ce a făcut el ca să mă băgați în aceeași oală. După închiderea urnelor, niciun candidat nu mai are voie să intre în secție. Dumneavoastră ați venit la apelul meu. La solicitare de sprijin. La solicitare de sprijin. Nu, eu am sunat la 112 și am solicitat sprijinul poliției pentru că noi eram lăsați într-o secție. Domnul Halici era înăuntru. Dumneavoastră ați venit și a spus, n-am eu treabă, președintele secției, sunt cuvintele dumneavoastră? V-am spus că domnule, sunt cuvintele dumneavoastră sau nu? Este suveran. Afară toți. Secției, dacă președintele e suveran, afară toți. În interiorul secției, responsabil de măsurile de ordine și siguranță, este președintele secției. Și atunci ce caută Halici acolo? În acest moment, domnul Halici nu mai este în interiorul secției. Dar nu, e lângă ușă. Ce a fost? Pentru a putea face verificările... Nu încercați să o îmbrăcați, că a ieșit pe hol, ce dați afară? Decât în limitele... Dați afară, domnule! Ok, am înțeles. Deci secția, prin lege, avem o secție, un președinte, un locțitor, 7 membri delegați. Oamenii ai închideți înăuntru, până nu se termină și până nu iese cheia, nu iese nimeni de acolo. Dar PSD-știi, vă rog frumos, afară. Așa e corect. Puteți să-mi spuneți ce vreți. Să facem toate verificările și să aplicăm toate legile. Verificați ce caută domnul Halici în secție. Vă rog eu tare mult. Vă rog eu tare mult, nu se poate așa ceva. Uitați-vă cum jandarmeria a venit să-i țină partea domnului Halici, care s-a închis în secția de votare, el nemai având dreptul să stea conform legislației, cu foarte mulți PSD-iști. Poliția le oferă protecție. Este de-a dreptul, trăim niște vremuri în care mie absolut nu-mi vine să cred. Alegeri frumoase, că așa se întâmplă din când în când. Încă era reprezentare. Mai era și aia de la, nu v-am dat-o pe aia mai frumoasă, de la Slatina cu Demezzo, care au sărit pe el. Dar de ce ai microfon? PSD-iștii, evident, nu? Că sunteți șeri. Problema e foarte simplă aici, nu? Că am candidat cu toții în viața asta. Un candidat are dreptul să intre în secția de votare în timpul procesului de votare. Corect. Când procesul de votare s-a terminat, orice candidat trebuie să știe că pentru, din acest motiv nu mai are ce căuta acolo. Și dar incidentele astea sunt normale într-o țară întreagă. Ce nu e normal, ca să mă întorc o clipă înainte, este nebunia asta cu o excepție într-un oraș de 2-3 milioane de locuitori. Asta e tot. Pe mine m-a surprins mult mai tare cazul de la Slatina cu domnul Demezzo. Pentru că acolo totuși vorbim de niște oameni care ziceam eu că sunt mai cât de cât. Adică asta se întâmplă într-un bine, pe domnul Demezzo îl cunoaște, sunt mai excentric, așa. Tom? Domnul Demezzo e mai excentric, așa, da, e mai... A câștigat, da, a câștigat. E mai multos, așa. Cum se zice pe românește, va bătut la fundul gol. E, stați, că e adevărat. Tradiția PSD-ului. E adevărat. În inima fiefului. Dar vedeți că noi am luat și Prahova, am luat și Suceava. În fieful Flutur. Și mai zic și Deva, și mai zic și Piatra Neamț, și mai zic și Cara, și mai zic și Timiș, mă opresc? Nu, mai bine. Ziceți, păi dacă vreți să vă zic... Am luat șase. Domnul senator, Timișul ați luat cu sprijinul nostru. Că altfel nu-l luați. Adică ai spus serios. Județul Timiș l-ați luat pentru că am fost înaliat. Și Brașovul l-ați luat dumneavoastră cu sprijinul nostru. Adevărat. Păi și vă întreb, domnul Nistor, de ce ați dat la o parte un președinte de Consiliu Județean în funcție ca să candideze un PSD acolo? Nu vreau să spun de ce, că aș putea spune. Dar oamenii cred că ar trebui să știe. Au dat un președinte de Consiliu Județean ca să câștige. Ca să nu ziceți. Nu, aș spune de ce, dar sunt un om decent. Domnule Schnecker, de loser, mai discutăm de loser. Discutăm de loser. Păi pierzători, nu știu, băiatul ăsta de la Timiș care spune. Nu, vorbesc de... Păi ăștia, nu știu, Dreapta Unită. Păi ce vrei? Dă-mi 8% discutăm.
Discutăm cu oameni cu 8% care au... Vorbește pe un zafir de parcă și care e 8% în buzunar. 8%! Păi nu, 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 vorbim, nu știu, vorbeau pe aici cu cel de la Timi. Cel de la Timi și-a pierdut. Păi ce? Păi am câștigat. Păi nu s-a... Nu, 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 vorbesc de loseri. Loserii acestor alegeri sunt cei de la PAD-ul ăștia. Hai că toată treaba asta până la urmă se duce către prezidențiale. Salvatorii neamului. Cum? Salvatorii neamului. N-au trecut pragul sau sunt la limită să treacă pragul. Am înțeles că e pe chestia asta, că dacă vă înțelegeți atât de bine aici, eu sunt convins că la prezidențiale vă înțelegeți și mai bine. Să fiți convins. Adică ce-a fost cu Demetrio și cu băiatul ăla de la Franța,